Bună ziua, prieteni, bună ziua, dușman Costi Mihai, sunt eu, șeful departamentului sport al cotidianului Jurnal de Dâmbovița și am plăcerea de a vă prezenta într-un cadru televizat o performanță deosebită pentru sportul dâmbovițean, pentru basketul târgoviștean, campioana națională la Under 18, Clubul Sportiv Școlar, Clubul Sportiv Municipal Târgoviște, după un turneu frumos reușit la Târgu Secuiesc, acolo unde echipa antrenată de Cătălin Tănase a câștigat toate meciurile la diferențe mari, practic nu au fost emoții și avem, iată, o nouă campioană națională. Anul trecut am avut campioana națională la basket feminin Under 16, anul acesta am trecut la Under 18 și Cupa României la senior cu CSM Târgoviște. Vom discuta despre toate acestea cu antrenorul echipei, dar și cu trei dintre cele mai importante jucătoare de la Clubul Sportiv Școlar, Clubul Sportiv Municipal Târgoviște. Încep prezentările cu MVP-ul turneului, MVP-ul finalei de la Târgu Secuiesc. Este vorba despre Ana Maria Vrjoghi. Ana, îți mulțumesc pentru prezența în acest studio și te felicit. Mulțumesc frumos! Mă bucur că sunt aici. Cătălin Tănase este antrenorul echipei campioane, dar și antrenorul echipei CSM Târgoviște. Domnul Tănase, iată, vă lua un nou trofeu pe basketul juvenil. Felicitări! Vă mulțumesc, bună seara telespectatorilor și într-adevăr este o performanță deosebită obținută de sportul dâmbovițean și sunt mândru că am putut să aducem un nou trofeu în vitrina Clubului Sportiv Școlar Târgoviște. Capitanul echipei campioane este prezent, Daiana Tănase, în platou, o premieră pentru ea într-un cadru televizat. Daiana, îți spun și ție bine ai venit și felicitările de rigoare ți le transmit. Mulțumim frumos, mulțumim de invitație. Nu în ultimul rând, Alexandra Ghiță, una dintre cele mai importante jucătoare și marcatoare a echipei noastre. Alexandra, îți spun și ție bine ai revenit la Sport Show și te felicit. Mulțumesc și mă bucur mult că sunt aici. A fost un turneu poate mai simplu decât ne așteptam, cel puțin la nivelul rezultatelor, v-ați impus fără probleme. Impresia a fost că ați dominat de la un capăt la celălalt, fără emoții, turneul final. Alexandra. Dacă anul trecut la U16 am ajuns în semifinală cu Cluj și am reușit să le scoatem și să jucăm finala cu Brașov, anul ăsta cred că mi-am dorit mai mult să ajung în finală cu Cluj, pentru că ne-au bătut de două ori în campionat și trebuia cumva să ne luăm revanșa. A fost o revanșă frumoasă, a fost o revanșă clară. Te așteptai să fie atât de simplu? Nu. Am avut foarte mari emoții. Aș vrea totuși să intervin aici. Nu cred că a fost chiar atât de simplu și toate meciurile au fost tratate cu maximă seriozitate. Tocmai poate de aceea pare simplu de afară, dar vreau să vă spun că în toate meciurile am avut nevoie să punem toată capacitatea noastră în joc și inclusiv de la primul meci cu Rapidul am reușit să câștigăm pe final meciurile și am reușit să controlăm rezultatul, tocmai pentru că avem un lot omogen, avem în componență jucătoare valoroase, de mare perspectivă și consider că experiența acumulată în acest sezon, în care o parte dintre ele au făcut parte din lotul mare al echipei CSM Târgoviște, atât în procesul de antrenamente, cât și în multe meciuri de Liga Națională și Liga 1, au făcut ca de afară să pară ușor, dar vă spun sincer că nu a fost ușor, absolut toate meciurile au fost grele, ne-am întrebuințat serios să le câștigăm, dar suntem bucuroși și suntem mândri că avem fete valoroase în echipă. Diana, cât de mult a contat experiența acumulată de voi la nivelul Ligii Naționale? A fost un lucru foarte important, că am jucat cu cele mai bune jucătoare din campionat. A fost destul de ușor, să zic așa, să jucăm la U18 față de ce am jucat la divizie. Mi s-a părut mult mai Au fost permisibil. emoții, cel puțin la final? Eu un an nu am avut emoții la finală, dar în schimb la semifinală am avut cu Alba Iulia. De ce la semifinală și nu la finală? Nu știu, la finală am văzut adversarul, ne-am dat seama că suntem mai bune și n-am avut niciun fel de emoție. Sunt rezultate frumoase obținute de voi. Ce ai pregătit tu ca traiectorie sportivă? Unde ți-ai dorit să ajungi? Mi-aș dori să ajung la cel mai înalt nivel, să ajung să joc în echipa națională a României și să am rezultate bune.
Cui dedici acest titlu cucerit? Tuturor jucătoarelor, cu echipierelor, părinților și celor care ne-au susținut. Ana Maria a avut o prestație de vis, cel puțin în final. A reușit singură 30 de puncte. Ești considerată cea mai bună junioare din România în acest moment. Revin cu aceeași întrebare. Cât de mult a contat faptul că voi v-ați călit la nivelul Ligii Naționale? A contat foarte mult. Avem mai multă experiență, mai multă încredere noi. Jucând la un nivel mai înalt, cred că venind la un Under 18, mi se pare că este mult mai, nu mai ușor, pentru că trebuie să joci și să demonstrezi că ai învățat ceva și să pui în practică tot ce ai învățat. Dar, de exemplu, la turneul acesta, eu am avut emoții la fiecare meci. Pe fiecare meci l-am tratat cu ca atare, nu am subestimat adversarul și în finală și în semifinală și totuși am ieșit cu capul sus. Emoții mai mari decât la meciurile din Liga Națională? Da. Da? Da. Probabil responsabilitatea a căzut mai mult pe umerii lor acum, pentru că au fost baza echipei, ca să spun așa, și e clar că în momentul în care responsabilitatea cade pe umerii tăi, presiunea și emoțiile sunt mai mari. Dar referitor la Ana Maria, vreau să vă spun că în anul 2013, la turneul final de sub 14 ani, a ieșit cea mai de perspectivă jucătoare și este un model pentru toată lumea, pentru că după 4 ani de muncă și sacrificii și ambiție și dorință să ajungă cea mai bună, a demonstrat în 4 ani la turneul de U18 că din cea mai de perspectivă jucătoare la vremea aceea a ajuns MVP-ul sau cea mai valoroasă jucătoare a turneului. Reprezintă o încununare a muncii noastre, un proiect început în 2011 de Clubul Sportiv Școlar Târgoviște, cu o generație nouă, cu o generație de fete care iubeau baschetul și care, după 6 ani de zile, după foarte multe antrenamente, după foarte multă muncă, foarte multe ore de pregătire și de cantonamente, au demonstrat că dacă e serios, dacă îți dorești într-adevăr să faci mare performanță, poți să o faci. Domnule Tănase, ați vorbit înaintea turneului despre medalii, ați evitat să atacați direct subiectul aur, titlul de campioană, și totuși cred că ați plecat acolo cu acest gând. Bineînțeles că toate meciurile le jucăm la victorie, bineînțeles că tratăm foarte serios toate meciurile, ne-am pregătit foarte mult să ajungem pe cea mai înaltă treaptă, dar nu am vrut să pun presiune foarte mare pe aceste fete, pentru că încă ele sunt niște copii. Tocmai de aceea am visat la obținerea aurului, dar să știți că și adversarii noștri au fost adversari puternici, toți s-au întărit față de sezoanele trecute, inclusiv adversarul din finală, Napoca Basketball Club, a reușit în acest sezon să transfere cele mai valoroase jucătoare din zona Ardealului și, cum a spus și Alexandra puțin mai devreme, a fost echipa care ne-a bătut în două meciuri în acest sezon de regulat de campionat național sub 18 ani. Dar ce este cel mai important este să reușesc să înveți din eșecuri, să analizez foarte bine și să nu repez greșelile, ceea ce am și făcut în finala campionatului național. Este al doilea trofeu consecutiv câștigat dumneavoastră la nivel juvenil, anul trecut la Under 16, acum la Under 18. S-a muncit intens în acești ani și aș vrea să revenim puțin la începuturi, întrucât rețin momentul în care v-ați întors din Siria, ați luat-o de la zero. Atunci anticipați că în câțiva veți reuși să câștigați aceste titluri, să formați asemenea jucătoare și, de ce nu, basketul târgoviștean să se crească la o asemenea dimensiune? Este foarte important să încep de jos, este foarte important să construiești un proiect sănătos și eu am avut exemplu unei generații trecute în care la fel le-am luat de jos pe fetele de generație 89-90, născute 89-90, cu Ale Curaluca, Manta Luminița, Taisia Lungu, Elena Măneci. La fel le-am luat de la o vârstă de 10-12 ani și le-am crescut cu grijă. Am ajuns ca în anul 2008 să ieșim campioni naționali, tot la generația sub 18 ani. Deci aveam experiența trecută, la fel, cu foarte multe turnee finale, cu foarte multe
ore de antrenament și cantonamente. Tocmai de aceea am crezut că dacă vom face o selecție corectă și vom respecta principiile unei munci asidue și cu mare pasiune, putem să repetăm performanța de atunci, și exemplul de asta este cel mai elocvent. Este foarte important când pleci la un asemenea proiect să faci o selecție corectă, și pe Ana Maria am găsit-o într-o localitate de lângă Vârfuri. La fel, la recomandarea unui apropiat de-al nostru ne-a spus: vezi că sunt două fete foarte înalte în localitatea noastră și ar fi bine să mergi să vezi dacă vor să facă sport. Ea, în momentul ăla, nu știu dacă făcea nici educație fizică la școala gimnazială din localitatea ei. La fel, Diana începuse basketul cu colegi de-ai mei de la Clubul Sportiv Școlar Târgoviște. Pe lângă ele am reușit să aducem și al nucleu de fete foarte ambițioase și foarte pasionate de sport, și ușor, ușor, dacă în 2011-2012 adversarii noștri de acum ne băteau la diferențe de 40-50 de puncte și nici nu visam să prindem turneul final, cu multă muncă, cu răbdare, cu pasiune, am reușit să ajungem noi să le batem după 5-6 ani de zile la aceste diferențe, pentru că am crezut în proiectul nostru și am crezut că dacă respecti principiile corecte, n-ai cum să nu ajungi să faci mare performanță. Câte din aceste campioane sunt dâmbovițence și dacă aveți și exporturi? La Târgu Secuiesc, la turneul final, am avut un loc format din 13 jucătoare. Din cele 13, două sunt jucătoare care le-am transferat pe parcursul acestui proiect. Alexandra este de la București și s-a transferat la Târgoștea cu 2 ani jumătate, iar Carla Popescu, care a revenit după o accidentare dură la nivelul ăsta, a avut o ruptură de ligamente la începutul sezonului în septembrie în campul de pregătire al echipei mari, dar a revenit cu succes și a fost un element care ne-a ajutat foarte mult în acest turneu. S-a transferat la Târgoștea acum 3 ani jumătate de la Târgu Jiu. Sunt două fete care deja le consider târgoviștenice, sunt ale noastre pentru că au dorit să alăture proiectului nostru și au plecat de acasă încă de mici, tocmai pentru că iubesc foarte mult basketul și știu că la Târgoviște au un cadru unde poate să ajungă și să-și îndeplinească visele. Ana, reții că și sora ta a practicat basketul, ea este mai mare de vârstă și totuși ți-a urmat visul și iată acum că ești campioană națională, câștigătoarea Cupei României, ai prins și mai multe evoluții la echipa de senioare. Tu unde ți-ai dorit să ajungi și cum vezi tu să parcurgi aceste etape ale maturizării? Păi, nu știu dacă aș vrea să ajung neapărat undeva, vreau să ajung la cel mai înalt nivel, la lotul național al României senioare, să-mi fie bine, să ajung cât mai departe. Dacă în acest moment ar apărea o ofertă pe adresa ta importantă, ai lua un calcul sau ți-ai dori să continui la Târgoviște? Da, aș lua un calcul dacă este ok oferta, dacă nu știu, dacă mi este bine și depinde, nu știu. Ce înseamnă pentru campioana națională de Under 18 din punct de vedere financiar? Vă aveți vreo remunerație? Primești vreun ban de la cluburi? Da, avem o indemnizație de la club. La vârsta aceasta, cred că este ok, dar ar fi loc de mai bine. Întotdeauna este loc mai bine, dar încă o dată trebuie să spunem tuturor că aceste fete nu fac basketul pentru bani, o fac dintr-o mare pasiune și sunt convins că și când vor ajunge la o vârstă de senior vor deveni jucătoare profesioniste, pentru că au un potențial foarte mare și vor câștiga suficient pentru eforturile care vor face. Dar în momentul de față trebuie să pe primul plan să fie pasiunea și dorința să ajungă unde își doresc ele, și anume la cel mai înalt nivel. Sunt oferte, domnul Tănase, pe adresa Anemarie sau a vreunei dintre jucătoarele noastre?
este greu să primești oferte în momentul când toată lumea știe că ele fac parte din echipa CSM Târgoviște. Foarte multe își doresc să vină la Târgoviște, nu să plece de aici. La referitor la Ana, ea fiind în clasa 12 acum și terminând junioratul, peste câteva luni, sunt oferte serioase de peste ocean, în sensul că au primit câteva burse de studiu la colegii și universități din Statele Unite, dar împreună cu familia vom analiza cea mai bună ofertă pentru ea și vom decide dacă va fi bine pentru ea să continue la Târgoviște sau să îi oferim șansa să își dezvolte calitățile și să-și continue studiile în Statele Unite. Vom vedea la momentul oportun. Important este că peste două săptămâni ea va intra într-un examen și mai important de ce a fost până acum, și anume bacalaureatul. Sper să-l treacă cu brio, așa cum a făcut-o și la acest turneu final, și după aceea vom avea timp suficient să ne capacităm pe ce este mai bine pentru viitorul ei. De asemenea, vreau să informăm pe toată lumea că cele trei jucătoare care sunt alături de mine în studio sunt și componente ale lotului național sub 18 ani de juniori ale României. Noi, pe la jumătatea lunii iunie, vom demara pregătirile pentru campionatul european, care anul acesta se va desfășura în perioada 3-13 august la Dublin, și de asemenea, unul din obiectivele noastre este să reușim să promovăm cu naționala României sub 18 ani în elita basketului european. Tocmai de aceea ne vor aștepta două luni foarte, foarte grele, de multă muncă, multe meciuri de verificare, multe antrenamente, pentru a reuși să ne îndeplinim un alt obiectiv anul acesta, și anume să ajungem la cel mai înalt nivel și la juniori. Alexandra, de ce ai ales Târgoviște? Pentru că, nu știu, mi s-a părut cel mai complex club, să zic așa, și consider că sunt aici și avem toate condițiile ca să facem basket. Tu de unde vii? De la ce club? Am jucat la SS2 și apoi București și Becestar. Becestar București. Și la Târgoviște cum te simți? Foarte bine, ca acasă, cum pot spune. Ai în gând să continui aici? Ți-ai dorit, te vezi stabilită la Târgoviște sau viziunea ta sportivă merge și către alte cluburi? Îmi doresc să continui aici, dar nu știu. Este important să spunem tuturor că în proiectul nostru început acum 6 ani de zile s-a alăturat în urmă cu 3 ani și Clubul Sportiv Municipal Târgoviște, tocmai pentru a reuși să oferim continuitatea acestor jucătoare junioare de mare perspectivă. Este un aspect foarte important de știut că e bine să ai continuitate, și anume să oferim șansa copiilor să evolueze mai departe tot sub culorile noastre. Același lucru aș vrea să-l luăm ca model și la volei. CSS, Clubul Sportiv Școlar Târgoviște, să aibă o colaborare foarte bună cu Clubul Sportiv Municipal și de asemenea și pe alte segmente, pentru că Clubul Sportiv Școlar Târgoviște nu face performanță numai la nivel de basket feminin, ci face performanță la handbal, face performanță la fotbal, și aș vrea să oferim acestor copii care își desfășoară activitatea în cadrul Clubului Sportiv Școlar Târgoviște posibilitatea să evolueze tot pentru Târgoviște. Alexandra, tu ai părinți care au practicat sportul? Mami a practicat basket. Tot basket. Iată că ți-ai insuflat pasiunea pentru basket. Cât de mare este diferența între Liga Națională și Under 18 sau campionatul unde evoluați voi? Cred că pot să spun că este foarte mare. Și totuși ai prins și tu meciuri în Liga Națională. Crezi că din sezonul următor sunt șanse pentru a progresa și acolo? Eu îmi doresc. Se putea mai mult anul acesta pe senioare decât locul 4 la nivel de campionat? Cred că da. A lipsit oarecum prospețimea, am avut eu impresia, pe finalul campionatului. Sepsi a meritat să iasă campioană? După părerea mea, chiar a meritat.
cea mai bună echipă. Diana, cum simți tu meciurile de, de Liga Națională? Sunt alte, alte emoții, clar, și altul este nivelul, dar chiar așa mare este diferența? Da, este un alt nivel. Este o intensitate mult mai mare față de juniori. Și mi-aș dori să joc. Acolo ai emoții la, la Liga Națională? La meciuri? Am emoții pentru echipă, da. Dar odată cu realizarea coșurilor, să spun așa, odată cu scorul ce este în favoarea noastră, emoțiile trec. Tu de când practici basketul? De aproximativ 7 ani. Am început cu doamna Andra Dios și am continuat cu doamna Emilia Ghiță și acum cu domnul profesor Cătălin Tănase. Tu ești târgoviștean, că am văzut că îți dorești foarte mult să joci pentru echipa Târgoviștei și că ai vrea să rămâi aici. Da, este normal să-mi doresc. Este cea mai bună echipă din campionat, după părerea mea. Chiar dacă sezonul acesta au fost echipe mai bune. În viitor sper să fim pe primul loc și să câștigăm campionatul. La Diana, un aspect care aș vrea să-l remarc este că, așa cum am spus la Ana, dacă în 2013 la turneul final de junioare sub 14 ani, Ana a ieșit cea mai de perspectivă jucătoare atunci, Diana la acel turneu desfășurat la București a ieșit coșghetă la competiției și a trebuit să treacă 4 ani de zile să înțeleagă că poziția pe care o joacă este foarte importantă, fiind coordonator de joc, fiind antrenorul echipei în teren, ca să spun așa, să joace mai mult și pentru echipă, pentru că basketul este un sport colectiv, un sport de echipă. Satisfacția a fost foarte mare pentru mine, pentru că la acest turneu final ea a ieșit cea mai bună pasatoare sau jucătoarea care a avut cele mai multe asisturi, adică pase decisive, puncte, ceea ce înseamnă puncte pentru echipiere. Asta este în viziunea mea cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă un coordonator de joc, să pună în valoare jucătoarele, să-și coordoneze și să-și organizeze așa cum trebuie echipa. Ceea ce este important pentru mine este că am reușit să-i schimb viziunea și ei și să înțeleagă că un asist este poate de mult mai important decât un coș personal. Am înțeles, haideți să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim cu ai noștri campioni de la basket feminin Under 18.